Stimați invitați, dragi colegi, bine ați venit, iar pentru cei care sunt din celelalte județe, bine ați revenit în incinta unității noastre școlare. Am deosebită plăcere de a deschide în mod oficial cea de-a treia ediție a concursului de matematică, Matematica pentru Toți. Concurs care este înscris în calendarul activităților educative regionale și interjudețene. De asemenea, să zicem, o altă bucurie a mea personală și a colegilor este aceea că începând de anul acesta, pe lângă partea concursului de matematică, am introdus o sesiune interdisciplinară de referate cu tema Simbolul matematice în Lidia Eminesceană. Vreau să mulțumesc colegilor de matematică, colegilor Catedrii de Limbă Română, care au muncit și care muncesc pentru realizarea acestui concurs. Am deosebită plăcere că în această zi, și recunosc că am foarte mari emoții, avem invitați de onoare la această deschidere oficială. Avem pe domnul senator Dan Manoliu, avem pe domnul primar Lucian Micu și doamna viceprimar din partea primăriei municipiului Roman, pe domnul inspector școlar Zelei Die, din partea inspectoratului școlar, și pe domnul Marius Neculai, care a fost întotdeauna alături de această școală. Recunosc că marea parte a fațetei acestei școli este făcută cu mulți ani în urmă de acest om, care și-a pus sufletul pentru această școală. Dacă o să vă rog să luați cuvântul, să ne spuneți câteva cuvințele. Da. Cine vrea să ceară? Dimineața mă bucur extraordinar de mult că sunt alături de dumneavoastră la acest eveniment. E un eveniment deosebit și mă bucură că e un eveniment făcut de o școală din Roma, chiar dacă poate cei care sunt musafiri o să judece altfel, poate, cuvintele mele. Mă bucur pentru că o școală din Roma reușește să organizeze un eveniment regional, reușește să adune aici, într-un oraș istoric care nu întâmplător poate astăzi își sărbătorește ziua de atestare istorică, astăzi 30 martie, și de aceea dumneavoastră celor din celelalte județe care ați venit, vă mulțumim că ați răspuns și că participați la acest concurs. Totodată mă bucură faptul că organizarea unor astfel de concursuri și mai ales organizarea unui concurs la matematică e un lucru foarte important pentru că toți știm că olimpicii noștri de matematică, de informatică, sunt cei care întotdeauna ocupă primele locuri la concursurile internaționale. Ori baza formării lor pornește tocmai de aici, de la aceste concursuri regionale, locale, naționale. Vă mulțumesc dumneavoastră, dascălilor, că vă mâncați viața, ca să spun așa, și totodată vă puneți toată experiența în slujba formării viitoarei generații care va prelua de la noi, care totuși nu suntem veșnici și va trebui odată și odată să ne retragem în bătrânețile noastre și va prelua viitorul țării. Vă mulțumesc pentru că dumneavoastră sunteți cei care, într-un fel, sunteți piezășia unui viitor atât a țării, a regiunii, a orașului, un viitor sigur. Și felicit totodată organizatorii, felicit conducerea școlii, Mihai Eminescu, și pentru faptul că e pentru prima dată, trebuie să recunosc, când am participat la un eveniment în care se pune și aspectul oglindirii matematicii în literatură. E un lucru extraordinar de interesant, e un lucru deosebit și pentru asta vă felicit pentru tot. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și întotdeauna voi veni cu
deosebită plăcere la întâlnirea dumneavoastră. Mulțumesc! Întotdeauna cei de la primărie au fost cu duh și suflet alături de noi în realizarea tuturor activităților pe care le-am desfășurat. De altfel, dintre sponsorii acestei emisiuni, care, acestei activități care vedeți cu copiii vă primi premii, se numără Primăria Municipiului Roman și Societatea Comercială Cesanii Chesar Roman. Domnule primar, vă mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur că ați ales ca și Primăria Roman să fie alături de dumneavoastră astăzi, elevi și dascări, pentru că sunteți niște iubitori de carte și cred eu că zicala ai carte, ai parte este de foarte mare actualitate astăzi și trebuie să ghideze pașii pentru viitorul copiilor noștri. De asemenea, mă bucur să văd că, iată, deja suntem la a treia ediție a acestui concurs și participă un număr din ce în ce mai mare de concurenți. Concurența este foarte bună, naște alte provocări pentru copiii noștri și, de asemenea, îi ajută să își depășească propriile limite. Cu această ocazie vreau și eu să transmit un sincer la mulți ani municipiului Roman, locuitorilor municipiului Roman, romașcanilor, pentru că astăzi împlinim 625 de ani de la prima atestare documentară, drept pentru care îl considerăm un motiv de mare sărbătoare pentru noi romașcanii și profit de acest eveniment public pentru a transmite, așa cum vă spuneam, un sincer la mulți ani. În ceea ce privește concursul, eu vreau să doresc mult succes tuturor copiilor, părinților să treacă peste emoțiile acestui concurs, dar sunt convins că vor trece abia după ce copiii vor ieși din concurs. Și îmi doresc ca toți copiii să obțină rezultate cât mai bune, care să-i facă mândri pe părinții lor, pentru că aceștia depun un efort destul de mare în educația copiilor, dar să știți că este un efort bine investit. În educație trebuie să investim cât mai mult, pentru că aceasta ne asigură progresul nostru ca și comunitate, dar bineînțeles ca și națiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mult succes în activitățile pe care le desfășurați. Da, nu știu ce am mai fi de spus. Antevorbitorii mi-au luat deja toate ideile pe care vreau să le spun. Vreau să le transmit un călduros la mulți ani tuturor romașcanilor. Astăzi este ziua noastră. Multă, multă, multă baftă copiilor înscriși în concurs. Vă spun sincer că și eu am avut emoții pentru că au trecut mai adineauri pe lângă mine copiii de la școala Alexandru Ioan Cuza înscriși în concurs. Să dea Domnul să aibă rezultatele pe care și le așteaptă toți dintre ei. Felicit conducerea școlii Mihai Eminescu pentru inițierea acestui concurs acum 3 ani de zile și la cât mai multe ediții. Mulțumim de invitație și nu uitați că Primăria Roman va fi întotdeauna alături de dumneavoastră. Și de părinți și de copii. Mulțumim. Școala este un element important în viața fiecărui individ. În cele 5 etape care cred, începând cu învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și cel universitar, în final rezultatul este un individ cu valori spirituale, culturale și educative științifice. Acest lucru nu s-ar putea realiza numai prin munca noastră, a celor din unitate școlară, ci și cu ajutorul primăriei, a Consiliului Județean și, nu în ultimul rând, a inspectoratului școlar, partenerul nostru educator, care este întotdeauna alături de noi, cei care ne coordonează, ne îndrumă, ne ajută la greu. De aceea am aici lângă mine un om deosebit, pe domnul inspector Zetei Zinghe, care îi dau cuvântul.
și mă bucur că este în momentele noastre importante alături de noi. Mulțumesc, distinși oaspeți, dragi prieteni, de mai mult de 600 de ani, urbea noastră participă cu bucurie la logodna eternă a Moldovei cu Siretul. În această urbe, o școală, a cărei, o școală cu numele Mihai Eminescu, organizează acest concurs, a ajuns la a treia ediție. Îmi amintesc că în urmă cu vreo câțiva ani, o mână de dascăl inimoși ai școlii, în acest birou din stânga mea, au hotărât, timid, dar visător, să organizeze ceea ce nu era în municipiul nostru, un concurs pentru gimnaziu de matematică. În acel moment exista un concurs pentru liceu. Visul lor s-a realizat cu siguranță din moment ce astăzi s-a ajuns la a treia ediție. Din moment ce astăzi aveți aproape 200 de participanți din județele vecine, din județele Moldova. Sigur că eu cunosc efortul colegilor mei de aici și odată în plus pentru acest fapt le mulțumesc. Și am încercat, pe cât mi-a fost cu putință, ca instituția pe care o reprezint, să fie alături de ei, să se implice în aceste eveniment. Pentru romanul nostru este un eveniment și am simțit acest lucru și prin onoarea pe care avem de a avea oaspeți, domnul senator, reprezentanții primăriei, domnul primar, doamnă viceprimar, reprezentanții ai comunității de excepție ai municipiului nostru. S-ar putea spune multe, nu acum și nu aici ar trebui să facem acest lucru, dar nu pot să nu transmit cu maximă sinceritate urările de bine ale conducerii instituțiilor școlare și succes de plin participanților la concurs. Cei mai buni să câștige. Nu pot de asemenea să nu remarc și o fac cu bucurie că începând de acest an, matematica pentru toți se însoțește cu dragul nostru Eminescu. Cel care aici îl simțiți cu siguranță, poate mai de alcaste decât în multe alte ori. Sesiunea de referate organizată în acest an pentru prima dată nu face altceva decât să înfrățească și mai mult pe cei de română, pe cei de matematică, dacă ar fi cazul de lei. Dar cu siguranță, privind în colegii, știu că evenimentul acesta în sine este o bucurie. Eminescu, nu sunt eu cel mai autorizat să vorbesc despre el, dar pentru că de azi face parte din matematica pentru toți, este cel care a gândit cu mult timp înainte și în cuvinte prietene ne-a vorbit de teoria relativității, despre dilatarea sau comprimarea spațiului respectiv al timpului, despre infinit sau finit, și este suficient să ne gândim doar la steaua, la glosă și lucrurile acestea au maximă putere. Mă opresc exprimând bucuria de a avea astfel de oaspeți în școala noastră, care de fapt sunt oaspeți, dar în același timp eu îi percep ca oameni de școli, iar dumneavoastră, dragi colegi, bunii colegi, să vă dea Dumnezeu să vă fie bine, sărbătoarea Paștelui care parte la ușă, să vă găsească cu visele dumneavoastră realizate. Numai bine tuturor! Mulțumesc frumos! Cred că mie îmi revine sarcina de a sintetiza cele spuse mai înainte. Și am să spun așa, că astăzi, în ceas de sărbătoare, cu semnificație istorică, într-un loc de logodnă geografică, așa cum a spus domnul inspector, într-o școală sub patronajul literaturii, în avangarda unui concurs de matematică, și eu am venit să onorez o relație
pe care o respect foarte mult, relația dintre profesor, elev și matematică. E o relație în care știu sigur că se depune suflet, se muncește foarte mult și rezultatele pe care le vom vedea cu toții la finalul acestui concurs vor vorbi de la sine despre munca, efortul pe care l-au depus atât părinții, elevii, dar mai ales dascălii, cei care îi îndrumă pe temerarii matematicieni de astăzi și de mâine. Eu le doresc mult succes în acest concurs. Cu siguranță, operațiunea de împărțire pe care un matematician o stăpânește foarte bine, a premiilor, va aduce satisfacție tuturor acelora care și-au dorit și au muncit pentru a le obține. Le doresc succes de pe acum. Să vă citesc lista școlilor care participă astăzi la concursul nostru. Școala gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui, Școala gimnazială Constantin Parfene Vaslui, Școala gimnazială George Totoveanu Vlad, Liceul tehnologic Mihai Busuior Pașcan, Școala gimnazială Soci din Iași, Colegiul tehnic Ion Crean de Drăguneamț, Școala domnească Grigore Ghica Vodă de Drăguneamț, Colegiul național de informatică Piatra Neamț, Școala gimnazială numărul 2 Piatra Neamț, Școala gimnazială numărul 3 Piatra Neamț, Colegiul Național Roman Vodă, Școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza Roman, Școala gimnazială Calistrat Vocaș Roman, Școala gimnazială Vasile Alexandru Roman, Școala gimnazială Tămășeni, Județul Neamț și Școala gimnazială Mihai Eminescu. Îmi permit să le urez și eu copiilor multă putere de concentrare, succes și obținerea meritelor celor mari. Dar eu nu pot decât să fiu un asentiment de elevilor care au participat și participă astăzi la acest concurs interjudețean de matematică. Îndrăznesc să vă rog pe dumneavoastră oficialități centrale, județene și naționale să faceți un act peste timp și să rememorați momentele în care erați elevi ai școlii dumneavoastră, intrați în bănci, participați la examene, la lucrări scrise. Și sunt sigur că, rememorând acest lucru, îi înțelegeți astăzi pe copiii care s-au prezentat la acest concurs. Să știți că invitații noștri, pe lângă colaborarea foarte bună pe care o avem atât cu autoritățile locale, cu primăria, cu domnul primar și cu toți ceilalți, sunt legați de școala noastră. Școala noastră își servează ziua, după cum foarte bine știți, pe 15 ianuarie, care este totodată și ziua de naștere a domnului primar și tot timpul el a fost alături de noi. A lăsat la o parte și iată că astăzi de ziua Romanului, orașul pe care îl reprezintă este tot în mijlocul nostru. Doamna viceprimar este cadru didactic, așa că școala pentru dumneaei este o primă casă, nu a doua casă. Domnul senator întotdeauna a fost în mijlocul elevilor și în mijlocul școlilor și al profesorilor, ca elev și nu numai ca elev, iar știți foarte bine că domnul Marius Nicolae este fost elev al școlii noastre și ne onorează că, uitați, un fost elev al școlii noastre, ca mulți alții, de altfel, sunt astăzi oameni de afacere consacrați și bine văzuți, nu numai în orașul nostru, ci la nivel național. Dacă vă întrebați ce caută româna cu matematica la un loc, deși știți foarte bine că este o paradigmă, româna și matematica întotdeauna au avut drumuri paralele, așa am fost noi învățați. Iată că de 4 ani de când implementăm în școală proiectul mondial de literație, am fost învățați că există poezie în matematică și există matematică în poezie. Și iată că astăzi s-a consacrat acest lucru prin participarea celor două materii, limba și literatura română și matematica, în cadrul unui singur concurs. Și de ce nu, m-aș bucura și poate mi-au și angajamentul ca la anul religia să fie în matematică. Să vedem că descoperim un punct de comun. Probabil vom descoperi și religie, ca și biologia și toate celelalte. Pentru că, să știți, cu siguranță matematica există în oricare materie pe care o predăm noi elevilor noștri. Mulțumim tuturor celor care ne-ați onorat astăzi prin prezența dumneavoastră și ne-ați transmis aceste cuvinte minunate. Vă așteptăm oricând în mijlocul nostru, nu numai în cadrul acesta festiv al unor concursuri interjudețene pe care le organizăm noi aici în școală. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Totodată
vă promitem că totdeauna elevii noștri, cadrele noastre didactice, vor ține sus nivelul școlii gimnaziale Mihai Eminescu. Mulțumim tuturor și nu pot decât să declar deschis oficial a treia ediție a concursului de județean de matematică și doresc tuturor elevilor ca inspirația să fie în mijlocul lor. Nu prin cărți, ci prin harul divin. Mulțumim! Bravo.